cel puțin. Mie îmi pare că tot, e toată suta, dar cel puțin 50 au fost. În acest an am avut mai multe lansări de carte și cu, și cu subiecte în mass media noastră, inclusiv radio și televiziunea, deja este un succes. Aș mai avea o doleanță la dumneavoastră, că atunci când sunteți invitați la televiziune, în titrele dumneavoastră scrieți că sunteți și membru auziperie. Nu doar scriitor, scriitoare, pentru că dacă invitația s-a făcut din partea celui președintele UZPRI, parcă am vrea să... Singur am decis aici, doar că merită să promovăm uniunea noastră mai intens. De aia, cred că nu trebuie să ne simțim și să spunem că suntem membri a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, filiala din Moldova. Oricum, eu consider că am putea face și mai multe, dar doar în condițiile când se implică toată lumea. Vreau să vă mai atenționez, conform statutului UZPR, cel care nu plătește cotizația, ca să nu apară probleme ulterior, cel care nu plătește cotizația de membru anual, pierde titulatura de membru UZPR. Pentru că eu am văzut chiar recent, domnul Nicolae Schițco mi-a trimis listele membrilor care nu au plătit cotizația și sunt unii membri care nu au plătit cotizația niciodată, sunt unii membri care nu au plătit-o câțiva ani și conform statutului UZPR, nu scris aici la noi, dar la București, membrii respectiv pierd statutul de membru a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bun. Noi, la moment, conform statutului, nu avem dreptul la indemnizația pe care o au colegii noștri din România, dar cine știe ce va fi peste o jumătate de an sau într-un an, poate că în sfârșit va fi unirea în anul viitor și vom fi și noi cu drepturi de pline. Avem sfat țării doi, poate că va fi în sfârșit ideea va prinde viață. Cu atât mai mult că parcă s-au... Cu atât mai mult că vorbeam astăzi chiar cu un reprezentant al guvernului și din partea noastră s-au pornit niște acțiuni masive ce țin de înregirea statului. Mai știi, poate că minunea se întâmplă. Așa că vom beneficia și noi, fiind membrii UZPR, poate de acele 50% de indemnizație la pensie, despre care vorbește toată lumea. Eu mă bucur că s-a ținut cont de unele opinii ale mele și la București deja, dacă acum un an jumătate se vorbea, în prim plan erau activitățile ce țin doar de indemnizația asta la pensii, acum la București se vorbește tot mai mult și mai mult despre unele proiecte comune. Vă spuneam, cei care au fost la ultimele ședințe, v-am spus deja, dar văd foarte multe fețe pe care îi văd, nu i-am văzut de ani, de luni bune. Vreau să vă zic că am semnat câteva acorduri cu membrii Uniunii noastre din diferite filiale din România și pentru anul viitor avem deja trasate câteva activități în comun și un schimb de experiență. Vor pleca unii membri de la noi la Cluj-Napoca și în alte localități, de la ei vor veni la noi, așa că ne propunem mai multe activități în comun. Pentru că suntem la sfârșit de an și ne vom întruni deja în luna ianuarie, aș vrea ca la prima noastră ședință fiecare dintre noi, membrii, să vină cu câte două propuneri din activitatea noastră pentru anul 2018. Le discutăm și vedem care rămân. Eu cred că e democratic, eu cred că pentru fiecare dintre noi a venit în Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România cu anumite doleanțe, cu anumite, nu știu, dorințe, idei, necesități, de ce nu.
De-aia mi-aș dori foarte mult să vedem aici fiecare ce-și dorește și cum vede activitatea Uniunii în general și activitatea personală în cadrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Pentru că chiar îmi doresc mult să fie o Uniune nu doar pe hârtie, dar să fie o Uniune lucrativă în care să putem discuta, să putem avea niște activități în comun. Eu mă bucur că foarte mulți dintre dumneavoastră au decis să-și lanseze cărțile anume în cadrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști de România. Mă bucur că e insistența unora dintre voi, chiar mă bucur foarte mult, vă zic că atunci și întotdeauna când au avut ceva nou, mi-au comunicat, mi-au telefonat și ne-am străduit împreună ca să creăm, nu știu, o informare mai largă despre activitatea propriu-zisă sau despre lansarea cărții respective sau o altă activitate de genul acesta. Mă bucur că unii dintre voi, atunci când veneau de la un simpozion internațional, îmi comunicau și încercam să difuzăm și să vorbim despre evenimentul respectiv, pentru că prezentând publicului, omului larg, un exemplu bun, îl motivez pe ceilalți, cei care privesc, ascultă, urmăresc, să facă și el ceva. Asta e foarte important, pentru că dacă îi dai negativ omului zi de zi, atunci, la un moment dat, vrei să pui mâinile în buzunar și să aștepți, nu știu ce să aștepți, sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii nu vine dacă nu vom dori noi. Așa că îl mai lăsăm așa, pentru atunci când va vrea Dumnezeu. Am o propunere la dumneavoastră. La prima ședință, din luna ianuarie, și eu insist la lucrul ăsta, deși în statutul nostru organele de alegere sunt odată la 5 ani și noi organele de alegere vom avea mult mai târziu, peste câțiva ani, eu aș vrea la prima ședință, din anul viitor, noi să facem o ședință în care să facem niște alegeri. Și să alegem organele de conducere care, oamenii în organele noastre de conducere, oamenii care să au timp și vor să lucreze. Pentru că nu consider eu că este normal ca doar președintele să încerce să-i motiveze pe toți. Hai te rog, nu vrei să faci, hai te rog încolo, ori facem ceva bun în comun, ori atunci, nu știu, ne facem fiecare dintre noi uniunea lui și este mare șef și lucrează doar pentru sine. În rest, eu sincer vă spun că chiar am rămas un pic șocată când astăzi am venit eu și cu Tatiana Fănas Crăciun și hai să așezăm masa. Că restul membrii Uniunii nu știu unde sunt. Eu consider că nu este normal, asta e doar un mic exemplu. Dar cred că nu este normal. Vreau niște, într-adevăr, niște, să alegem un colectiv, o echipă care să lucreze, o echipă care să vrea să facă ceva. Pentru că atunci când eu am fost rugată ceva, eu am zis din stat, asta pot, asta nu pot, asta o facem acum, sau asta nu o facem niciodată, sau asta e, nu știu, hai să încercăm să...